Apropo de mesajul aur, cât de periculos este dezvoltarea, creșterea acestui partid în România pentru țara noastră, pentru mesajele pe care le transmite antivacciniste, conspiraționiste de foarte multe ori? Da, transmit aceste mesaje, dar există un public care să le asculte, că altfel nu le-ar transmite. Un public care este numeros și pe care, datorită politicilor eronate și eu cred că intenționat eronate ale guvernului, a fost pierdut o bună parte din populație, o treime. Pentru că știți, avem o treime care sunt dispuși să se vaccineze, o treime care sunt contra, poate mai puțin de o treime, dar oricum în jur de 20%, mult mai mulți decât în orice altă țară, și avem mijlocul. Aceștia din mijloc au fost influențați pe parcursul verii și toamnei de mesajele antivacciniste. A fost un moment în care certificatul sanitar a început să fie discutat și a crescut vaccinarea și apoi s-a prăbușit din nou. Și s-a prăbușit din nou din cauza PSD și AUR. PSD trebuie să-și asume responsabilitatea. Eu mi-aș dori ca domnul Rafila să ajungă ministru, l-aș fi văzut și prim-ministru, ca să vedem ce discurs va mai folosi în momentul în care are responsabilitatea întreagă. Din opoziție susține, de exemplu, ideea testării fără să forțeze ideea vaccinării. Nimeni nu e împotriva ideii testării, dar nu e suficientă. AUR reușește, nu, vedeți, dacă ar fi numai antivaccinismul, ar fi încă ceva care poate să fie mai devreme sau mai târziu controlat, pentru că pandemia va trece și ceea ce e rațional se va impune. Până și în România. Problema este că susține multe alte idei care nu au nicio legătură cu Uniunea Europeană. De altfel, domnul Simion și-a găsit un model politic în Victor Orban și acum e foarte interesant cum Kelemen Hunor și George Simion se vor înțelege, că amândoi au o impresie extraordinară despre Victor Orban. Urmărește să intre în acele mișcări anti-europene sau altere europene, dacă vreți, care vor pur și simplu să distrugă această Uniune Europeană. Și ceea ce este îngrozitor este că au convins o parte din populația României că integrarea europeană este o eroare. Și spun că este îngrozitor pentru că orice calcul de bun simț, orice calcul rațional demonstrează că și pentru cei mai săraci dintre români a fost un avantaj. Că, sigur, unii au profitat mai mulți decât alții, că nu avem suficiente mecanisme de distribuire a bogăției. Sunt de acord. Dar spune că românii care într-o anumită perioadă l-a invitat destul de des pe domnul Simion, că la un moment dat ar fi declarat că nu Uniunea Europeană, ci Confederația Statelor Independente este o alternativă. Pentru că cei care nu știu, Confederația Statelor Independente era... este, de fapt, continuatoarea Uniunii Sovietice. Asta e problema. Ideile fanatic religioase. Să nu uităm că domnul Târziu a fost liderul Coaliției pentru Familie, care Coaliție pentru Familie încerca pur și simplu, forțând o dezbatere care n-avea niciun sens în România, încerca pur și simplu să ne pună pe aceeași linie cu Ungaria și Polonia. Ori vorbim de avantaje de la Uniunea Europeană. Toată lumea vrea acces la PNRR. Nu? PSD-ul își dorește să participe la guvernare și pentru a beneficia, speră ei, de PNRR. Păi, în Polonia și în Ungaria, PNRR-ul n-a fost în niciun fel aprobat. N-a fost aprobat. În condițiile astea, de ce? Din cauza unor politici ca cele pe care le propuneau. Asta vrem să pățim? Eu cred că România va intra rapid pe lista neagră a Comisiei Europene, pentru că cei care în momentul de față conduc România au împling în această direcție. Iar AUR nu are decât de câștigat. Dar pentru cine lucrează AUR? Patriotismul lor de paradă, de operetă, nu are niciun fel de valoare. Este doar un patriotism afișat, ca și al fasciștilor polonezi. În realitate, patriotismul se traduce prin asigurarea bunăstării poporului tău. Iar bunăstarea nu poate veni decât dintr-o singură direcție. Aranjamentul statului națiune este un aranjament care nu mai face față în momentul actual, când avem 4 milioane, 5 milioane de români care trăiesc în străinătate și muncesc în străinătate. Nemulțumiți, votanți AUR, cum vreți,
dar care trăiesc în străinătate. Aveți nevoie de o probă suplimentară că statul națiune nu poate să funcționeze bine? Oamenii ăștia, dacă statul națiune funcționa bine, erau în România. Știți ce se spune? De vină este corupția. Facem niște calcule de bun simț și o să vedem că da, corupția este o problemă, dar că și dacă vom rezolva problema corupției, ceea ce este evident o naivitate, noi nu vom putea rezolva problemele sociale și economice ale României decât în măsura în care participăm la o mare piață, cum este piața europeană.